Salut, omul viitor de frumos! Sunt Alina Militaru aici și bine ne auzim cu un articol nou pe alexadesenez.com. Printre picăturile de ploaie, cum vine vorba, îmi fac și eu ceva timp să mai pictez ceva. Nu de alta, dar măcar să rămân cât de cât în formă până mi eliberez puțin programul și revin la programul meu obișnuit. Sau, mă rog, ceva mai adaptat, dar să lucrez periodic la ceva anume. În perioada asta, apropo, m-am dat și de carnet, o să mă auzi destul de rar, cu părere de rău ce-i drept, dar sper să fie câteva articole destul de interesante. Am deja o listă foarte frumoasă pe care vreau să o pun în practică în perioada următoare, în vara asta. Azi am ales să pictez în acrilice, să pictez una din fotografiile pe care le-am tot salvat pe Pinterest. Am la un moment dat un folder întreg. Mi-am făcut un folder întreg cu fotografii de mâncare sau ceva de genul, nu știu, rețete de mâncare. Nu știu, mă fascinează de ceva timp. E deja o artă pentru bucătarii pricepuți ce puțin. Și numai când le văd, mă inspiră cumva culorile și texturile. E un exercițiu foarte, foarte bun, mai ales după o pauză lungă de timp. Te scapă cumva dacă te intimidează ideea de a construi ceva anume, de a construi ceva riguros. O să ai mai multă libertate în ceea ce privește construcția. Și te poți juca cu textura, te poți juca cu amestecul culorilor și lucruri de genul acesta. Am început cu o construcție, bineînțeles, chiar dacă este ceva lejer, tot trebuie să construiesc puțin în creion înainte să mă apuc de lucru propriu-zis. Dar o construcție lejeră, cum spuneam. Am câteva, fără să lucrez foarte mult cu proporțiile, le-am făcut în mare parte din ochi. Sunt curioasă dacă de aici o să pornim cumva spre bucătărie după filmulețul ăsta. O să te inspir cumva să mergem și în bucătărie să luăm ceva de mâncare. Oricum, nu ți recomand să începi cu stomacul gol. Ce puțin pentru mine nu funcționează când lucrez genul ăsta de fotografii, de picturi. Și hai să ne jucăm puțin cu textura. Apropo de materialele folosite în filmulețul de azi, că tot uit să menționez cu ce pictez și cu ce desenez în filmulețele mele și mă tot întreabă oamenii, am același caiet de schițe de la Sensebook, cred că se numește. O să las un link în descriere. E undeva pe Profiart. E absolut genial, arată super tare caietul de schițe. Din fericire, însă, nu e caietul de schițe perfect. A început să se rupă foile de la un timp încoace, ceea ce îmi permite să nu mai fiu atât de blândă și de grijulie cu el de când a început să desprindă așa în toate direcțiile și e plin de scoci de la un cap la altul. Însă abia aștept să-l termin. M-am vreo 6 foi și încă câteva pagini în urmă. Abia aștept să-l termin și să postez un tur așa al caietului de schițe. Am foarte multe desene și picturi interesante acolo. Am și uite, astea sunt pensulele pe care le folosesc. În mare parte, nu sunt cine știe ce pensule. În mare parte le-am pus la îndemână, am zis să le am în caz că o să am nevoie, dar mare parte am folosit pensula asta plată, o pensulă plată. Iar ca acrilice, roșu, galben, albastru, alb și negru, ca de obicei. Lucrez cu culorile primare, mie mi-e mai ușor să obțin nuanțele pe care le doresc din culorile primare decât să lucrez cu 10.000 de culori de nuanțe separate. Mi-e mai la îndemână.
paleta mai curată, mai ușor de organizat și de obținut nuanțele potrivite. Sunt de la Schminkia Academy, culorile, majoritatea cel puțin. Negrul este de la Cone, Sonet, cum sunt și acuarelele. Iar roșu parcă era de la altă, firmă. Le-am tot încercat. De astea de la Schminkia sunt foarte bune. Pentru exercițiile mele în care trebuie deschise cel puțin. Cum spuneam, am de gând să mai experimentez din când în când, să mai pictez măcar câteva studii din când în când, să mă mențin în formă. Primul lucru pe care îl fac după ce am făcut construcția este să pun pe hârtie toate culorile, să umplu cumva, să acoper cumva toată foaia cu culoare. Astfel, când am o idee mare cum arată culorile în raport una cu alta. Nu mă interesează să fac neapărat o nuanță uniformă ca idee, o să mă vezi tot amestecând nuanțe de alb, să obțin albul ouălelor și nuanțe de maro pentru feliile de pâine, pentru mango, nuanța aceea de galben ușor verzuie pentru mango, ceva nuanțe tot și farfuria o să fie albă, dar având în vedere că are și anumite umbre care pică pe farfuria respectivă, o să mă vezi amestecând albul respectiv cu puțin albastru, puțin roșu, nu știu ce să mai amestec eu pentru farfurie. Și bineînțeles mai e masa sau nu știu ce suport este în fundal. M-am apucat deja de puțin de textură, dacă tot am dat de pentru felii de pâine. Și încerc pe cât posibil să obțin textura respectivă, cum spuneam. Nu e nici pe departe perfect ce o să iasă aici, dar în mare parte nu sunt foarte multe greșeli pe care le poți face. Iar având în vedere că lucrăm cu acrilice, sunt destul de permisive. Ne dă voie să ne jucăm și să corectăm cumva ce nu ne convine mai târziu. Iar pensula plată ajută foarte mult. Iau foarte puțină culoare și nu se încarcă la fel de mult ca pensula aceea rotundă. Cumva mi-e mai ușor să mențin o cantitate de culoare ceva mai redusă și să mă juc cu punctulețe, cu linii finuțe și genul ăsta de lucruri. Când vine vorba de mango, încearcă pe cât posibil să... având în vedere că se lucrează mult cu o nuanță albă deschisă, adică la culoare, nuanță deschisă la culoare, ajută dacă ai începe cu o nuanță deschisă, mult mai deschisă decât ai crede că e nevoie. Poți să vii mai târziu cu nuanțe mai închise. Dar galbenul ce puțin e puțin semi-transparent, am mai vorbit și în filmulețele trecute, așa că ajută foarte mult dacă nu închizi foarte mult nuanțele și te joci apoi cu umbrele în al doilea strat de culoare. Mi-a luat ceva timp să nimeresc nuanța potrivită pentru mango, nu știu ce să zic de el, e un galben cu nuanță verzuie, dar nu știu exact, am mai pus și puțin roșu, cred că la un moment dat, foarte puțin să desaturez puțin nuanța.
și puțin alb, bineînțeles, să deschid, să o deschid la culoare. Iar pentru farfurie am pus albastru. Se vede mai bine în fotografie ce nuanțe ar merge. Așa că o să-ți las fotografia mai la îndemână ca să observi nuanțele potrivite. Ideea principală este să te juri puțin cu nuanțele respective. E vorba de o umbră pe o farfurie albă. Așa că, în mare parte, cred că umbra reflectă puțin nuanțele obiectelor din jur. Te juri puțin cu nuanțe diferite și vezi ce anume dă mai bine. Apropo, nu știu dacă n-ai observat până acum, lumina vine de undeva din dreapta sus. O să vezi imediat ce pictezi puțin în jurul farfuriei, cum este în evidență toate obiectele respective. Deci lumina vine undeva din dreapta sus, mă rog, undeva din dreapta oricum. Și odată ce pun câteva umbre, o să iasă în evidență fiecare obiect în parte. Am început din nou să mă joc cu textura pâinii. Asta e marea, asta e principalul obiect din lucrarea mea, care are oarecare textură evidentă pe care încerc să o obțin cu pensula respectivă. Am încercat diferite tușe și liniuțe și puncte și ideea e să pară cât de cât naturală toată povestea asta și nu pare egale, puse egal în toate pe toată suprafața feliilor de pâine. Așa că ne jucăm puțin cu umbre, cu pete de diferite nuanțe, diferite mărimi. Și vedem cum putem obține acea textură de pâine fără să pară artificial. Evident, trebuie exersat puțin. Nu o să iasă chiar din prima, nu o să iasă chiar perfect. E un exercițiu, vedem ce iese. Cu aceeași nuanță de maro, încerc pe cât de posibil să mă joc și pe suprafața oului, ca idee. Pe lângă albul respectiv sunt anumite bucăți din nou care sunt ceva mai arse, să zic așa, mai bine făcute și capătă o anumită nuanță de maro. Ca idee, n-am simțit nevoia să termin suprafața pe care se află farfuria respectivă. Am lăsat-o așa ca un fel de mai mult schițată. Până la urmă, centrul de interes e farfuria și obiectele de pe farfurie și nu neapărat suprafața respectivă. E un studiu mai degrabă și cred că arată mult mai bine așa decât dacă aș completa fiecare bucățică de hârtie. Și ca idee, mi se pare foarte interesant că hârtia la 170-180 de grame, atât are grosimea, rezistă foarte bine. De asta zic că am zis la început că e un caiet de schițe bun, pe lângă faptul, în afară de faptul că se desprind foile, la 180 de grame pe metru pătrat, hârtia rezistă foarte bine când pictez cu acrilice. Undeva pe aici începuse să mă plin deja prin cameră, începuse să iasă destul de interesantă toată povestea asta și stăteam să mă gândesc că mai am încă câteva fotografii și mi-alegeam cumva în minte alte idei pe care să le fac în aceeași teme. Nu știu de ce n-am pictat până acum genul acesta de... N-am studiat genul acesta de picturi. E destul de relaxant, având în vedere că avem libertatea de a ne juca cumva cu forma
și-a lăsat o parte construcția. Nu e, construcția deja nu mai este principala, principala temere cumva. Dacă ai, cum spuneam, dacă ai ceva probleme când vine vorba de construcție și te blochezi când, când îți dai seama că n-a ieșit forma potrivită, să începi cu genul acesta de studii ajută să deblochezi cumva mâna. Așa că pentru mine cel puțin a fost foarte, foarte relaxant să mă joc cu culoarea. Și în special că este vorba de, de acrilice și nu acuarele. Cu acuarelele e undeva, îți iese sau nu îți iese. Până la un punct îți iese sau nu îți iese. Fiindcă nu ai n-ai posibilitatea de a corecta. După cum știi, acuarele sunt ceva... sunt culori transparente. Apropo, o să revin curând și cu un alt filmuleț cu guașele acrilice pe care le-am încercat în filmulețele trecute. O să revin cu ceva studii. Vreau să fac și o roată din aceea cromatică pe guașe acrilice. Le-am culorile primare, roșu, galben și albastru. Și vreau să vedem ce nuanțe se pot obține din cele trei culori, dintre cele trei culori primare. Sunt absolut înnebunită după faptul că au niște culori primare reale. Culori primare din care chiar se pot obține toate nuanțele din punctul meu de vedere. La prima vedere se pot obține foarte multe nuanțe frumoase. Așa că o să apară pe lângă acrilice, curând o să apară și guașele acrilice de la Liquitex în filmulețele viitoare. Și poate cine știe ce, cine știe cum, ușor, ușor o să ajung și la finalul caietului acestea deschise și o să urmeze curând și un tur al unor caiete deschise, fiindcă am mai multe aproape de final. Și o să fie interesant să le văd postate pe YouTube. Și ușor, ușor să revin, să-mi revin puțin în mână. Am încercat pe cod posibil să pictez și peliele respective de mango. Asta mi-a dat puțin, asta cred că mi-a dat cel mai mare bătăi de cap. Fiindcă m-am încurcat cumva în forma lor. La un moment dat, tot pictând, S-a dus toată construcția pe care o făcusem în prealabil înainte și am încercat pe cât posibil să reconstruez din culoare. Deci e un fel de studiu, dar în mare parte e un studiu lejer. Odată ce am ajuns la un punct în care sunt fiu cât de cât satisfăcută de peliile acelea de pâine, cu mango nu are cine știe ce textură, așa că tot ce m-am jucat este cu umbrele pentru a da ideea că ar fi feliat. Lumina vine de undeva din dreapta, cum spuneam, țin seama de asta și ne jucăm cu umbre pe partea stângă. A fiecare felit de mango. Nu uita să iei și cât o pauză din când în când. Să iei o pauză, să te relaxezi cumva pentru câteva minute, să revii apoi pe pictura respectivă și să vezi unde mai e nevoie de detalii și unde ai lucrat puțin mai mult decât ar fi fost necesar. Pentru mine cel puțin, când am fost vorba de felire de pâine, a trebuit să iau ceva pauză, fiindcă tot adăugam detalii și tot simțeam nevoia să adaug și să adaug. Și nu-mi plăcea exact cum ieșea. Există riscul ăsta de a te bloca în anumite detalii și a pierde cumva imaginea de ansamblu. M-am mai jucat puțin și cu albul ochiurile respective, ouălelor,
și cu ceva textură pe margine și cam asta ar fi toată nebunia. Abia aștept să mai încerc o genul ăsta de pictură pe viitorul apropiat, zic eu, dar mai am câteva lucruri de început. Vreau să fac am început o copertă pentru o copertă alternativă pentru o carte pe care am citit-o. Și cred că am încă câteva filmulețe începute și neterminate. Dacă e, să văd cum fac și cu orele de condus din perioada asta și cum organizez să-mi filmez și să postez ceva mai des. Vedem ce iese. Până data viitoare, n-am decât să-ți urez spor și inspirație. Iar dacă îți place ceea ce vezi pe canalul meu, nu uita să te abonezi pe canalul de YouTube, dacă mă urmărești acolo, sau pe blogul meu, alexatenes.com. Și ne auzim, nu știu, nu mai promit nimic, nu mai promit că săptămâna viitoare, fiindcă nu știu sigur, dar cât de posibil e posibil. Bun, pa, spor și inspirație!